Bună, Tăsinț, bună ziua! Noi continuăm ședința Curții de Conturi, dar vreau să am rugăminte la presa care este prezentă, să vă aduc aminte că deliberările Curții de Conturi nu sunt publice, prima și votul membrilor Curții de Conturi sunt secrete. Eu zic parte de gândul că întâmplător, că în mod special a fost uitat la cineva microfonul. Deci aveți grijă, pentru că s-a înscris discuții care le-am avut și au mers în online. N-a fost nimic deosebit, dar oricum, pentru viitor aveți o grijă. Mulțumesc. Deci, astăzi va fi, vom examina
Raportul misiunii de FLOA privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin hotărârea Curții de Conturi numărul 43 din data de 30 noiembrie 2016, aferente auditului performanței, implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, cu denumirea Resurse generoase, rezultate incerte. Raportor Natalia Knedlitsky. Vă rog, Natalia. Stimate domnule președinte, stimată curte, onorată audiență. În prezenta ședință, Direcția Generală Auditul Fondurilor Publice pentru Agricultură, Silvicultură, Infrastructură și Mediu propune spre examinare proiectul raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin hotărârea Curții de Conturi numărul 43 din 30 noiembrie 2016, aferente auditului performanței, implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, 8 luni, resurse generoase, rezultate incerte, care a fost întocmit urmare realizării misiunii de audit desfășurat în temeiul articolului 31 și articolul 32 din legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova și potrivit programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018. În cadrul misiunii de audit au fost colectate și analizate probe de audit analitice care au fost atestate documentar, solicitate explicații și informații de la persoanele responsabile din cadrul entităților auditate, precum și au fost discutate problematici aferente domeniilor auditate. Auditul a evaluat toate informațiile necesare și explicațiile obținute pentru a sprijini constatările și concluziile din raport. Obiectivul general al misiunii de follow-up a constat în verificarea faptului dacă factorii de decizie din cadrul entităților auditate au întreprins toate măsurile necesare în vederea implementării cerințelor și recomandărilor înaintate în cadrul misiunii precedente. În vederea realizării obiectivului general, s-a ținut cont de obiectivele specifice și anume: dacă factorii de decizii responsabili au întreprins măsurile necesare în vederea conformării la cerințele și recomandările înaintate de auditul precedent și dacă măsurile întreprinse în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit au avut un efect pozitiv, eliminând neajunsurile constatate de auditul precedent. De menționat că, în vederea remedierii situațiilor atestate, prin hotărârea Curții de Conturi numărul 43 din 30 noiembrie 2016, autorităților responsabile le-au fost înaintate spre implementare 22 cerințe și 12 recomandări, respectiv în cadrul misiunii de follow-up pentru evaluarea nivelului implementării cerințelor și recomandărilor de audit, au fost analizate acțiunile realizate în perioada anilor 2016-2018, intervievate persoanele cheie, precum și examinate informațiile prezentate de către Ministerul Justiției, Oficiul Avocatului Poporului, Administrația Națională a Penitenciarelor, Centrul de Medicină Legală, Ministerul Finanțelor, Centrul Național de Expertize Judiciare, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectoratul Național de Poliție, Institutul Național al Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Rezultatele misiunii de follow-up relevă că, din totalul de 34 de cerințe și recomandări de audit înaintate pentru 10 entități, au fost implementate integral 26 cerințe și recomandări, parțial implementate 5 recomandări, iar 3 recomandări au fost declarate ca irelevante. Principalele cauze care au generat implementarea parțială a unor recomandări de audit se rezumă la lipsa sau insuficiența resurselor financiare necesare, precum și existența unor rezerve în valorificare integrală a mijloacelor financiare alocate, ca urmare fiind afectate unele domenii de activitate ce intră în competența acestor instituții. De menționat că, în scopul evaluării reformelor din domeniul justiției și asigurării continuității procesului de reformare a sectorului justiției,
Termenul limită de realizare a acțiunilor din planul de acțiuni pentru implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției a fost extins până la 31 decembrie 2017. Auditul a atestat capacitatea redusă de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru realizarea activităților prevăzute în strategia menționată. Astfel, deși Ministerul Finanțelor a alocat în anul 2017 resurse financiare în sumă de 100 milioane lei, acestea au fost valorificate doar în mărime de 60 milioane 300 mii lei. Referitor la realizarea activităților din planul de acțiuni pentru implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției, menționăm că în acesta au fost stabilite per ansamblu 489 de acțiuni distincte care urmau a fi implementate în perioada anilor 2011-2017. Potrivit rapoartelor anuale și intermediare ale grupurilor de lucru pentru coordonare și monitorizare implementării strategiei în perioada 2011-2017, din totalul acțiunilor, 261 de acțiuni au fost realizate în termen, 169 de acțiuni realizate cu depășirea termenului de la 1 până la 4 ani, 32 de acțiuni parțial realizate, 8 acțiuni au fost raportate ca nerealizate, iar 19 acțiuni declarate ca inoportune pentru realizare. Totodată, auditul a constatat că din 44 de acțiuni calificate în auditul precedent ca nerealizate sau parțial realizate, 25 au fost realizate, 16 parțial realizate, iar 3 au rămas nerealizate. Urmare implementării recomandărilor auditului precedent, se relevă că acțiunile întreprinse de către entitățile vizate au contribuit la instituirea în cadrul Ministerului Justiției a evidenței privind asistența externă, în acest mod fiind asigurată transparența utilizării mijloacelor financiare oferite de către diversi donatori externi, stabilirea de către Consiliul Superior al Magistraturii a unor proceduri distincte de selectare a candidaților la funcția de judecător, aprobare de către Consiliul Superior al Magistraturii a structurii tip, a planului strategiei tip de activitate a instanței judecătorești, fiind incluse obiective și cerințe clare de care trebuie să țină cont candidatul la funcția administrativă la elaborarea strategiei tip, astfel creându-se condiții echitabile și obiective pentru toți candidații la promovare. De asemenea, a fost creat Centrul de Informații Juridice în cadrul Institutului Național al Justiției, unde judecătorii, procurorii și alți profesioniști din sectorul justiției beneficiază de instruiri în domeniu, inclusiv și la distanță. Totodată, acțiunile întreprinse de către instituțiile responsabile pe parcursul anului 2017 și anului 2018 nu au fost suficiente pentru atingerea obiectivelor stabilite. Astfel, deși Administrația Națională a Penitenciarelor a creat atelierul de deservire auto destinat efectuării lecțiilor practice pentru obținerea specialității de lăcătuș auto de către deținuții din penitenciarul numărul 10 Goian, lecțiile s-au desfășurat doar pe parcursul anului 2017, cauza invocată fiind necorespunderea programului de studii cu termenul de detenție. De asemenea, Administrația Națională a Penitenciarelor nu a reușit să finalizeze construcția-reconstrucția obiectelor demarate în anul 2013, acestea având gradul de finalizare, după cum urmează, 86,4% pentru penitenciarul numărul 3 Leova, 90,3% pentru penitenciarul numărul 10 Goian, 28,1% pentru penitenciarul numărul 11 Bălți, prima etapă. Până în prezent nu au fost efectuate lucrări de reconstrucție a penitenciarilor numărul 5 Cahul și numărul 17 Rezina, pentru care în anul 2014 a fost elaborată și aprobată documentația de proiect în valoare de 156,2 lei, care la momentul actual necesită a fi revizuită și ajustată la noile prevederi ale cadrului legal normativ. La fel, deși Centrul de Medicină Legală a reușit să creeze laboratorul de expertiză genetică, urmează să se asigure funcționalitatea acestuia. Astfel, rezumând cele expuse, recomandările din raportul auditului performanței, implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, 8 luni, resurse generoase, rezultate incerte,
care au fost implementate parțial, se reiterează și se reformulează în prezentul raport. De menționat că proiectul raportului și recomandările au fost discutate și acceptate de către entitățile auditate. Stimate domnule președinte, stimată curte, în contextul celor menționate, propunem ca proiectul raportului misiunii de follow-up să fie acceptat pentru examinare și aprobare. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu. Dacă sunt întrebări, stimați colegi, la raportul nu aveți, da? Vă rog, luați loc. Audit de performanță sunt cele mai voluminoase și cele mai ample, în principiu, misiuni care le avem noi. Eu aș propune, stimați colegi, să mergem pe entități, dar poți merge pe entități foarte mare volumul și o să întindem mult această ședință. Haideți să oferim posibilitatea domnului secretar general, domnului Munteanu, să ne vină el cu un raport la toate neajunsurile care le-am găsit. Lucrurile s-au schimbat spre bine, lucrurile s-au merg spre bine într-un fel. Și apoi, dacă o să fie necesar, o să venim la entități cu întrebări. Sunteți de acord? Da. Mulțumesc, domnul Munteanu, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule președinte. Vă salut din nou, onorată curte, stimați colegi. Vă mulțumesc pentru raportul care trece în revistă, de fapt, punctele de interes comun și major pentru întreaga societate. O să pornesc aici de la strategia de reformare a sectorului justiției. Și la Chișinău, și la Bruxelles, și în alte părți unde mergem, tot suntem întrebați dacă lucrăm asupra unui document mare de concept de politici pe domeniu care să asigure, de fapt, continuitatea primului document a strategiei de reformare a sectorului justiției. Folosesc această ocazie ca să reiterez și în fața curții că la Ministerul Justiției se lucrează asupra acestui document. Mai mult ca atât, vrem să-i spunem că lucrăm la un document de care ar numi o nouă strategie de dezvoltare deja a sectorului justiției, ca să asigurăm continuitatea primului document mare de politici. Nu știu dacă e atât de relevantă informația, dar avem un grup de lucru de peste 90 de entități invitate, care inclusiv societatea civilă și mediul academic, invitate să contribuie prin propuneri la îmbunătățirea acestui document. Sigur că, fiind parte a acestui proces de elaborare a documentului, trebuie să spunem că noi am avut un document închegat, așa ne-am străduit noi în termen până la 31 decembrie, așa cum a fost el extins, însă mai multe procese politice care au avut loc în Republica Moldova, urmată de schimburi de miniștri a justiției, s-a luat o decizie de a nu veni cu un document de strategic pentru de către un guvern care se află pe final de mandat și care ar fi urmat să fie implementat de un alt guvern, cu un alt buget, cu alte posibile viziuni, sau mai mult sau mai puțin documentul, vă dați seama că un document de strategic trebuie să aibă și un suport financiar, în caz contrar el este lipsit de viitor. De aceea, atunci, la momentul începutului anului 2018, s-a luat decizia să mergem pe mica reformă. O cunoașteți cu toții, a fost anunțată de domnul ministru Tănase. Ea interferează și cu un punct care a fost menționat în acest raport legat de cariera judecătorilor. Și în acest domeniu noi am avansat, am promulgat, am promovat și am obținut votul în Parlament pentru a adopta acel proiect de lege care aduce claritate în accesul și cariera judecătorilor, precum și mai multe măsuri din acel document numit Mica Reformă. Dar, evident, că așteptările și partenerilor de dezvoltare, dar și societății sunt totuși pe un document comprehensiv. Săptămâna trecută am avut o ședință în cadrul Ministerului, unde deja am discutat despre primul draft, care trebuiește doar ajustat și rectificat. Cu o doză mare de încredere pot să spun și declar acest fapt că Ministerul Justiției deține un document de politici care urmează a fi scos la consultări și îmbunătățit pentru a fi propus pentru adoptare.
Cât ține de un alt moment, bine, pe cele care a fost menționat că am realizat, probabil că nu mă opresc, dar o să mă opresc la chestiuni care sunt reținute în sarcina Ministerului. Subiectul de transfer a Poliției Judiciare către Ministerul Justiției este un subiect cu barbă, l-aș spune eu, și personal, îmi permit să spun lucrul ăsta pentru că cunosc lucrurile prin înăuntru sistemului, personal, consider că transferul Poliției Judecătorești către Ministerul Justiției ar fi fost o greșeală care ar fi dus la cheltuieli nejustificate și o să explic doar prin câteva cifre. Noi când lucram asupra conceptului de elaborare de lege și hotărâri de guvern, care au fost, de fapt, elaborate, și mă bucur că s-au oprit la timp, poate asta sună în opoziție cu constatările care sunt în raport, dar noi făcusem niște cifre că pe parcursul unui an de către colaboratorii poliției au fost efectuate peste 12.000 de aduceri forțate. Acesta este un indicator care trebuia să fie realizat de către Poliția Judecătorească. Și aceste 12.000 de aduceri forțate în instanța de judecată s-au datorat faptului că aceste exerciții au fost făcute din întreg sistemul polițienesc, care conține mii de polițiști, și există infrastructură deja bine determinată. Pe când staful viitoarei poliției judecătorești presupunea să constituie 127 de oameni. Fără transport, fără dotări. Deci doar pe un singur indicator s-a scos în evidență că nu este fezabil pentru Republica Moldova să implementăm un asemenea proiect. Deci au fost și făcute anumite rectificări, cum este specificat în raport, și am schimbat indicatorul sau sarcina în elaborarea unui studiu. A fost contractat un expert care a prezentat și raportul despre nefezabilitatea acestui proiect. Și eu, din perspectiva aplicabilității acestei măsuri, vreau să-mi exprim opinia că Moldova ar fi suportat cheltuieli nejustificate prin implementarea acestui mecanism. Cât ține mai aproape de sectorul instituțiilor penitenciare, cu adevărat mă bucur că tot mai mult și mai mult problemele legate de sistemul execuțional-corecțional în Republica Moldova se discută mai mult și mai mult și evident că apar tot mai mult și mai multe probleme. Deja înaintea de convocarea acestei sesiuni am discutat aspectul cu colegii de la ANP. Există anumite chestiuni obiective care o să-l rog pe domnul Cojocar să le vocifereze referitor la punerea în aplicare acestui atelier. O să mă opresc la capitolul de construcție a penitenciarelor. Din păcate, Moldova a moștenit o infrastructură penitenciară nu învechită, dar neacomodată pentru necesitățile unui sistem execuțional contemporan. Dacă o să vă spun că în penitenciarele de tip închis, deținuții se dețin în spații a câte 60-70 de persoane, pe când normele impun 2, 3 și 4 persoane în sistem de celulă, atunci lucrurile astea devin evidente. Noi depunem efort la momentul de față ca să compartimentăm aceste structuri, depunem efort ca să racordăm condițiile de detenție la standarde minime, pentru că, din păcate, și eu nu intenționez să ascund lucrul ăsta, noi avem o imagine nu prea bună la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe dimensiunea condamnărilor pentru condiții inumane, dar, în același timp, progresele care sunt făcute, după mine, sunt evidente. Penitenciarul Leova va fi dat în exploatare în semestrul 3,
anul viitor. Penitenciarul Goieni, destinat deținerii minorilor, l-am prioritizat și el va fi gata în primul semestru anului 2019. Casa de arest Bălți, mă bucur că a prins dinamism construcția acestui penitenciar și pentru anul viitor avem alocat 39 de milioane de lei. Dar colegii îmi spun că, de fapt, s-ar putea de asimilat și mai mult. Și cea mai mare speranță a sistemului execuțional este construcția penitenciarului nou, care trebuie să înlocuiască penitenciarul numărul 13. Astăzi dimineața am discutat cu șeful unității de implementare, care mi-a raportat 99,9% finisare a documentației de proiect și către 21 decembrie urmează a fi expediat proiectul către Banca Consiliului pentru Dezvoltare ca să aprobe deja indicatorii de referință pentru anunțarea licitației internaționale. Eu sincer cred că în anul viitor noi vom procede la construcția acestui penitenciar, capacitatea fiind de 1536 de locuri. De fapt, asta este un indicator care ne oferă o marjă mare de manevră în interiorul sistemului penitenciar. Cam asta am vrut să raportez. Suntem la dispoziție. Da, vă mulțumesc, domnul Munteanu. Cu adevărat, una din cele mai mari probleme care le are Republica Moldova este ceea ce noi astăzi noastră examinăm. Eu mă bucur că lucrurile s-au mișcat spre bine. În linii mari știți foarte bine ce avem de făcut. Din păcate nu putem face tot ce dorim și noi. Îmi pare rău și mie foarte mult de acei bani care i-ați pierdut atunci când reforma s-a stopat. În urmă de 30 ceva de milioane de euro care au rămas nevalorificați din partea organelor de drept. Oricum, lucrurile se mișcă. Eu aș vrea foarte mult să vă rog să aveți grijă și de recomandările care noi acum o să le dăm în baza acestui raport. Chiar dacă lucrurile s-au mișcat spre bine, trebuie să facem, să depunem toate eforturile necesare pentru a depăși și aceste alte recomandări și în felul acesta să ne apropiem de un rezultat mai bun. Noi o să informăm și misiunea Consiliului Europei despre rezultatele acestui audit. Vreau ca să știți și partenerii noștri de dezvoltare că lucrurile se mișcă într-o formă pozitivă, dar nu până la capăt. Stimați colegi, vă rog întrebări dacă aveți. Doamna Violeta Andreeș, vă rog. Mulțumim, domnul președinte. Întrebare către Autoritatea Națională a Penitenciarilor. Vreau să mă refer la recomandarea privind crearea acestui atelier de servire auto, unde urma să aibă lecții de instruire practică și, cel mai important, pentru ca deținuții să obțină o specialitate de lăcătuș auto, ceea ce este foarte important. Am înțeles din raportul de audit că ați procurat, au fost alocate mijloace de peste 135 lei și au fost procurate utilaje, dar scopul final acestui atelier, obținerea deci, a unei specialități de lăcătuș auto, nu a fost realizat. Care este cauza și ce activități veți realiza pentru realizarea acestui scop? Vă rog, domnul Cojucar. Bună ziua! Uitați-vă, deci atelierul a fost încă atunci la misiune, primul raport de audit finalizat, a fost dat în exploatare, după care chiar 3 promoții de elevi încadrați la clasele de instruire profesională pe lângă școala profesională numărul 9 au avut ocazia să fie în calitate de elevi. În medie câte aproximativ 15 persoane, 15 minori. Deci, dar, având în vedere că pe parcurs a fost schimbată durata de instruire profesională de la un an la 2 ani, a determinat ca ultima promoție sau grupă de elevi, din 15 care au fost încadrați, matriculați, au absolvit doar 3. Ceilalți au fost transferați prin hotărârea instanței la penitenciarele pentru adulți. Deci, ca soluție, adică anul curent, noi clasă pentru lăcătuș auto, într-adevăr, nu avem. Avem ultimii absolvenți în anul 2018, dar din promoția precedentă. Propunem și am înaintat demersurile necesare la Ministerul
educației, pentru ca noi să verificăm o posibilitatea în cadrul acordării acestei sau instruirii deținuților minori prin intermediul lui învățământului dual, care permite, de fapt, diminuarea numărului de ore teoretice din contul orilor practice care sunt. Și atunci, în proporția 30-20 ori 70-80, adică teoria până la 30% și orele practice până la între 80 sau 70% din timp, ar putea să permită reluarea activității clasei respective. O a doua posibilitate ar fi, adică merită să-l menținem și să-l considerăm necesar penitenciarului numărul 10 acest atelier, în condițiile în care totuși vom reuși odată cu darea în exploatarea noului bloc în penitenciarul numărul 10 anul viitor, ca numărul de persoane și adică care vor fi menținute pentru executarea pedepsei în penitenciarul numărul 10, să nu se limiteze doar la 18 ani, adică să sporim numărul persoanelor care vor fi vor depăși 18 ani până la 23. Și atunci sunt șansele ca și cei care vor fi matriculați să absolvească în cadrul clasei de formare profesională. Penitenciarul nou despre care vorbeam eu, care se construiește și l-am prioritizat, are 115 locuri, iar real acum în sistem avem 34 de deținuți care execută pedeapsa cu închisoare. Adică rămân un anumit număr de celule care o să trebuiască să le folosim cumva. Și problema, bine, nu-i problema asta, dar e legea, că legea spune că la împlinirea vârstei de 18 ani, deținutul poate fi să fie menținut în condițiile unui penitenciar pentru minori până la vârsta de 23 de ani, doar dacă el dorește. Dar dacă dorește să plece în penitenciar pentru maturi, noi nu-l putem ține acolo. De ce? Noi considerăm că, iată, din contul că după împlinirea vârstei de 18 ani, noi am putea menține că în tot, în apropierea acestui atelier, în continuare minorii, ca să nu-i transferăm în penitenciar pentru matur, pentru că acolo sunt mai alte reguli. Da. Și noi l-am ținut mai mult contingent în Goieni, atunci noi am putea și valorifica și acest atelier. În varianta B, dacă nu ne reușește să comprimăm termenul de studii, dacă nu ne reușește să lucrăm cu numărul de audienți, atunci cu siguranță utilajul ăsta își va găsi utilizarea în alt penitenciar care este în apropiere Chișinău. Da, mulțumesc, stimați colegi, vă întrebări. Domnul Andrei Mutea. Mulțumesc, domnul președinte. Eu am o întrebare către directorul Centrului de Medicină Legală. Auditul a stabilit și atunci când a mers prima dată și acum în follow-up că acel echipament procurat în 2013 pentru funcționarea laboratorului de efectuare expertizilor genetice. Deci, de fapt, a fost o utilizare ineficientă a banilor publici în sensul că din acele 9,8 milioane lei cheltuite pentru echipamente, în funcțiune este pus utilaj de doar 3,3. Bine, partea cu achizițiile publice a fost examinată atunci și de Centrul Național Anticorupție prin prisma legislației, ei s-au expus, dar pe mine mă interesează acest utilaj de 6,5 milioane lei care este stocat și nu este pus în aplicare. El este sau nu este necesar pentru efectuarea analizelor, expertizei genetice și dacă nu este necesar în cazul în care vă puteți fără el să faceți aceste analize, ce intenționați să faceți cu utilajul dat? Mulțumesc. Stimate domnul președinte, onorată curte, onorată asistență, vreau să menționez faptul că ceea ce s-a procurat până la... Ceea ce a fost procurat în afară de utilajul care a rămas este funcțional. Noi am lansat laboratorul genetic în iunie anul ăsta. Am întreprins toate măsurile care sunt necesare de respectare în cazul dat a pune în funcțiune, a aplica deja metodele genetice pentru populație, pentru organele de urmărire penală, pentru instanțele judecate. Noi, la moment,
chiar și în iunie a fost gata pentru a face expertize genetice, dar având în vedere legea 68 cu privire la statutul expertului judiciar și legea cu privire la expertiza judiciară, a trebuit să facem niște condiționalități care sunt impuse în lege. Ca exemplu, stagierea experților judiciari în domeniul genetic. Măcar că toți 8 experți care au fost calificați la sfârșitul octombrie au abilități de a face genetică. Dar am fost nevoiți să facem stagiu practic, să-i trecem prin Comisia de Evaluare și Calificare a Ministerului Justiției și să le dăm calificare de experți. A fost elaborat metodica, care este o metodică foarte complicată, în premieră pentru noi ca experți. Am fost nevoiți în baza acordului care am făcut cu Institutul Medicină Legală de la Iași. Experți, toți 8 experți au fost în Iași, în laboratorul genetică, și șeful laboratorului din Iași a fost la noi în laborator și a făcut masterclass. După aprobarea metodicilor, a fost nevoit și de elaborat și costurile. Costurile, la moment, sunt prezentate către Ministerul Justiției. Așteptăm numai aprobarea prin hotărâre de guvern și laboratorul va lucra. Ceea ce privește utilajul cel stocat de 6 milioane, el este implicat în, știți, în instanța de judecată dosarul pe persoanele care l-au procurat. La moment, singur nu pot să vă răspund la această întrebare, deoarece noi am solicitat firma care o prezentat, care a adus acest utilaj, să vedem ce facem. La moment, avem o scrisoare care noi am anexat-o la audit și atât. Mai mult nu pot să vă spun nimic, chiar nu știu. Concretizare. Deci, eu corect am înțeles. Centrul funcționează și expertizele genetice pot fi efectuate și fără acest utilaj. Da. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul Petru Rotaru, vă rog. Mulțumesc mult, domn președinte. Eu nu știu ce înseamnă funcționează centrul. Eu, așa ca necunoscător în domeniu, socot că funcționează atunci când el face expertize ADN, având în vedere respectarea cadrului legal. De moment și el a fost dat în funcțiune, dar încă nu face expertize genetice și instituțiile care sunt interesate să facă aceste expertize, le fac undeva în afara țării, înseamnă că nu suntem încă pregătiți. Și am vrut să vă întreb dumneavoastră când o să putem face prima expertiză genetică respectând cadrul legal. Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare este faptul că s-a citat mai sus despre resursele insuficiente pentru a aduce la bun sfârșit toate construcții care au fost inițiate în ceea ce privește penitenciarele din țară. S-a vorbit despre faptul că pentru anul 2019 s-au alocat resurse suplimentare 39 de milioane pentru a dinamiza unele din aceste penitenciare pentru a nu se degrada și din contra fi finalizate, dar totodată în raportul de audit avem constatat o atare situație. Din 40 de milioane alocate pentru anul 2016 și 2017 pentru continuarea construcției sau reconstrucției acestor penitenciare, s-au utilizat efectiv 37,9 milioane. Practic 6 milioane nu au fost utilizate. Vreau să vă întreb care au fost motivele că nu au fost utilizați banii aceștia și dacă dumneavoastră vedeți un atare risc și probabilitatea că în anul 2019 nu fie asimilate în totalmente acele sume care au fost alocate pentru acest domeniu. Mulțumesc. La prima parte a întrebării, domnul Savciu, vă rog. Ceea ce privește perioada când începem efectuarea expertizelor genetice, tot depinde cum va fi aprobat costurile. Vă mulțumesc, domnul președinte. Cu siguranță, primul trimestru 2019 vor starta primele expertize. La momentul de față, Ministerul Justiției avizează proiectul de hotărâre privind stabilirea costurilor. Cât o să coste fiecare, este un nomenclator de costuri și noi urmărim formula de calcul. Partea tehnică care depindea lansarea funcționalității acestui laborator de expertiză ține de faptul că utilaj aveam, nu aveam experți acreditat. Noi n-am avut niciodată o asemenea gen de expertiză.
ne-am bucurat că avem utilaj, dar trebuia să ne întristăm că nu avem oameni care să lucreze la acest utilaj. Și legea prevede un anumit parcurs pentru a deveni experți. Vă dați seama, însăși cuvântul prin definiție expert înseamnă că nu îl iai de pe banca universității, el trebuie crescut, trebuie stagiat și așa mai departe. La momentul de față și partea tehnică este îndeplinită, avem nevoie de hotărârea de guvern care să stabilească costurile și toată lumea o să fie invitată să beneficieze de acest serviciu. Trimestrul 1-2019 este data limită. Dumneavoastră ați numit, noi doar l-am întrebat. Oricum, din moment când Republica Moldova o să înceapă să vină cu acest gen de expertize, medicina legală o să ajungă la o calitate, la o treaptă calitativ nouă, să creșteți. Este lucru îmbucurător că nu o să mergem în altă parte să facem aceste expertize. Domnul Cojocaru, la două parte întrebări, vă rog dumneavoastră. Dumneavoastră, domnul Solomoniuc, șeful direcției logistică. Da, vă rog, domnul Solomoniuc. Stimat curte, domnul președinte, vreau să vă duc la cunoștință că în 2017 toate obiectivele, precum casa de arest Bălț, pencearul 3 Leoa și pencearul 10 Guiana, au fost supus unui control amplu a inspecției de stat în construcții, din care în moment pentru asigurarea securității pe șantier au fost stopate lucrările. Definitivate lucrările de verificare au fost practic în noiembrie, deci am avut pentru relansarea lucrărilor deficiență în organizarea și valorificarea mijloacelor financiare. Asta ceea ce ține de 6 milioane nebugetate în 2017. Ca urmare, mai era o problematică la pencearul 3 Leoa, toată documentația a fost ajustată condițiilor reale de executare a lucrărilor, deoarece dacă cunoașteți în domeniul construcțiilor, când perfectezi o documentație la reconstrucție fără a dezvălui însuși structura de rezistență, apar multe ajustări pe parcursul executării. Ca urmare, fiecare modificare urmează a fi inclusă în documentația de proiect. Toate ajustările acestea trebuie să treacă o serie de instanțe. Respectiv, și asta a generat unele momente de tărăgânare a executării lucrărilor. Nimeni nu o să-și asume responsabilitatea pentru lucrările executate care nu trece pentru un expert licențiat și calcule speciale. Mai mult ca atât, proiectul este unul inovativ, sunt folosite tehnologii antivandal, structura de rezistență e practic un încadrament nou, structura de rezistență separată într-un imobil existent, tehnologiile de executare a lucrărilor erau foarte complicate. De ce s-a tărăgânat executarea lucrărilor? Ceea ce ține de casa de arest Bălț, prima etapă urma fi executată în decurs de 3 ani. Din considerentul subfinanțării obiectivului, avem ceea ce avem. Cu părere de bine, vedem perspectiva pentru anul viitor, avem capacitatea de a valorifica mijloacele financiare alocate pentru anul respectiv, avem documentația pentru a doua etapă, nu că sper, dar să depunem tot efortul pentru a realiza obiectivul conform cerințelor care sunt dictate de ziua de azi și să mergem și tehnologic pentru viitor. Da, vă mulțumesc. Da, vă rog, domnul Sărcic. Aș vrea să mai adaug o activitate care o să o facem de pe data de 17 până pe 24 decembrie. În baza contractului cu Comitetul de Stat a Expertizelor Sociale din Republica Belarus, luni va veni un expert în genetică și va face un masterclass, care nu am inclus în audit pentru că n-am avut confirmare a contractului. Aseară l-am primit și expertul vine, contractul este. Asta e o etapă și încă a doilea etapă o să vii din Rusia, încă un masterclass, a doilea, care o să fie pentru experți din Moscova cu utilajul care l-au instalat. A doilea instructaj. Și asta e tot ceea ce noi am făcut, practic, noi suntem gata pentru 8 experți avem în genetică, în expertiza genetică, care sunt calificați, care sunt, au abilități, care au lucrat și peste hotare, nu numai în Republica Moldova, dar legea ne-a reținut la lansarea acestui laborator. Mulțumesc!
Da, vă mulțumesc și eu. Eu vreau ca toți cei prezenți aici să înțeleagă că reforma justiției în Republica Moldova ține foarte mult sau de iați, depinde foarte mult imaginea Republicii Moldova în ochii partenerilor noștri de dezvoltare, în ochii Uniunii Europene. Deci evrem, nu ne vrem, noi o să monitorizăm mai departe cum merg procesele în reforma sectorului justiției. Sper că toate recomandările Curții de Conturi vor fi îndeplinite. Vreau să întreb acum dacă cineva din cei invitați vrea să vorbească, insistă să vorbească. Nu insistați. Echipa de audit. Nu aveți. Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru eforturi care le faceți. Curtea o să se retragă în deliberări. Hotărârea noastră o fi publicată în monitor oficial, sperăm noi. Că avem și noi probleme cu dânșii acum cu monitorul, dar sper că o să depășim. Dacă nu o să fie publicat în monitorul oficial, ea să intre în vigoare din data când noi o să o adoptăm, adică de astăzi. Deci aveți mare grijă cum îndepliniți recomandările Curții. În rest, vă doresc succes, sărbători fericite de Crăciun și numai bine. La revedere!